slăvit să fie Iisus Hristos. Iubiți credincioși, am ajuns la cea de a șasea meditație din cele 11, pe care o intitulez Misterul venirii lui Hristos în lume. Vedeți, în meditațiile precedente am insistat destul de mult asupra realității răului și păcatului și asupra efectelor pe care răul le are asupra omenirii, și anume moartea escatologică, distrugerea armoniei dintre om și Dumnezeu, a armoniei dintre om și om, a armoniei dintre om și lumea înconjurătoare. În fața condiției decăzute a omului, Dumnezeu a decis să intervină în diferite feluri și în diferite moduri. Iată ce spune autorul scrisorii către evrei, chiar la început. După ce în trecut a vorbit în multe rânduri și în multe moduri părinților noștri prin profeți, Dumnezeu, în aceste zile din urmă, ne-a vorbit nouă prin Fiul. Ce anume înseamnă pentru noi faptul că Dumnezeu ne-a vorbit prin Fiul și Dumnezeu a reacționat sau a acționat în istoria omenească prin venirea lui Iisus? Și ce imagine despre Dumnezeu se desprinde din această lucrare pe care Dumnezeu a realizat-o în Iisus? La aceste două întrebări aș vrea să vă propun să medităm în această seară. Mai întâi, în care Dumnezeu credem noi? Pentru că, vedeți, creștinii nu sunt singurii care cred în Dumnezeu. Există și alte religii în această lume, există atâtea moduri de a practica religia, și totuși prin ce ne deosebim noi creștinii de celelalte religii? Să comparăm trei religii diferite. Mai întâi un exemplu din extremul Orient. Când un japonez credincios de religie tradițională vrea să-și exprime venerația față de zeitatea în care crede, merge în liniștea absolută a unei dumbrave și rămâne în picioare în fața unui templu, pe care îl numește de obicei scrinul gol sau sanctuarul gol. În fața acestui sanctuar gol al zeității, atârnă un gong, discul acela imens de metal, și credinciosul face să sune gongul, discul de metal, se înclină cu reverență în fața chivotului și pleacă în tăcere, fără cuvinte, așa cum a venit. Această zeitate din scrinul gol, din sanctuarul gol, nu are un nume, nu are un chip, nu poate fi numită și nici nu poate fi invocată. Acest tip de religie din extremul Orient ne oferă imaginea unui om care atunci când se îndreaptă spre divinitate, se îndreaptă în realitate spre ceva gol, spre un sanctuar gol. Dumnezeul acestei religii este o ființă impersonală, o ființă care e înțeleasă mai curând ca un fel de idee primordială a lumii, mai mult ca un concept, ca un fel de Dumnezeu al filozofilor. De aceea, căutarea umană se oprește în aceste religii în fața unui gol, în fața unei ființe care nu are inimă ca să iubească, nu are o voce ca să vorbească, nu are un nume și nu are un chip. Al doilea exemplu este luat din religia islamică.
Noi avem cu toții o anumită imagine despre această religie islamică, atât de sonoră, să spunem, în ultima perioadă, în ultima vreme. Am auzit cu toții de moschee, știm de rugăciunea zilnică a musulmanilor, știm despre interesul lor pentru lectura Coranului. Dar interesantă este perspectiva lor despre Dumnezeu. În Coran, Dumnezeu este perceput ca o ființă personală, deci ca o persoană. Numai că Dumnezeu, care este și creatorul lumii, rămâne în Islam undeva departe în cerul lui, acolo, în paradis. Allah domnește din înălțime, conform, să spunem, teologiei obișnuite islamice, dar nu coboară printre oameni. Este mai curând acel judecător care privește lumea și mersul lumii și care la sfârșit va evalua viața fiecăruia în parte. Cum arată Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul Sfintei Scripturi? Pentru că aici apare cu adevărat diferența. În Vechiul Testament descoperim o imagine a lui Dumnezeu deosebit de frumoasă și de măreață în același timp. Găsim în Biblie imaginea unui Dumnezeu care se află pe drum cu omul. Găsim în Biblie imaginea lui Dumnezeu căruia îi place să locuiască printre oameni. Dumnezeul Bibliei este Dumnezeul lui Abraham, cel care îl cheamă pe părintele poporului evreu și părintele multor popoare, îl cheamă din Urul Caldeii, îl face să meargă spre țara promisă, spre Canaan, îl conduce mai departe și coboară cu el în Egipt, se întoarce înapoi în țara lui Canaan, oriunde Abraham merge, Dumnezeu îl însoțește, Dumnezeu îi vorbește, Dumnezeu îi se adresează și îi spune, nu te teme, nu te teme. Dumnezeul Bibliei este un Dumnezeu care merge pe drum cu poporul său. Adonai este cel care și-a ales un popor, poporul lui Israel, care își vizitează poporul ajuns în robia Egiptului, care îl cheamă pe Moise și îl trimite să scoată poporul din Egipt, care cu mână întinsă și braț puternic lovește Egiptul, eliberează poporul și îl face să treacă în mod miraculos prin Marea Roșie, conducându-l pe drumul libertății. Iar toată peregrinarea prin pustiu reprezintă acele momente în care Dumnezeu își însoțește poporul, fiind prezent prin misterioasă arcă a alianței care se afla în cortul întâlnirii. Iată un Dumnezeu pe drum cu poporul său, un Dumnezeu care își conduce poporul în țara promisă, unde curge lapte și miere, și care apoi își va face un sanctuar la Ierusalim, care devine cetatea Marelui Rege, locul templului. Dar Dumnezeul Bibliei este în același timp și Dumnezeu cel care pleacă în exil cu poporul său. Atunci când babilonienii au deportat mare parte din populația iudaică în Babilonia, profetul Ezechiel, care era un mistic, vede cum gloria lui Dumnezeu părăsește templul și pleacă în Babilonia cu poporul în exil. Vedeți acum care este diferența între Dumnezeu în care credem noi creștinii și Dumnezeu în care cred alte religii. Spre deosebire de divinitatea fără nume și fără chip din vechile religii ale Orientului, spre deosebire de Dumnezeul personal al Islamului, dar care tronează în ceruri, Dumnezeul Bibliei merge pe drum cu poporul său. Dumnezeu ne însoțește pe drumul vieții, în locul în care ne aflăm sau în locul în care ne stabilim,
pentru o vreme mai îndelungată sau mai scurtă. Dar Dumnezeul Bibliei este și Dumnezeul care merge cu noi în exil. E Dumnezeul care a mers cu prizonierii din lagărele naziste. E Dumnezeu care a mers cu cei închiși în oribilele închisori ale comunismului. E Dumnezeu care pleacă în exil în Siberii de gheață, cu oamenii deportați acolo. E un Dumnezeu care ne vizitează în întunericul nostru, în suferința noastră, în noaptea durerii și pe culmile disperării. Vedeți care este diferența? Realizați în ce Dumnezeu credem noi creștinii? Această apropiere a lui Dumnezeu se vede în mod minunat în venirea lui Iisus Hristos în lume. Pentru că în Iisus Hristos, Dumnezeu coboară pe pământ, ne oferă prietenia sa și ne conferă o demnitate. Am citit undeva o istorie pe care o consider edificatoare pentru acest subiect. E vorba despre șahul Abis, un monarh persan care își iubea foarte mult supușii și încerca să îi înțeleagă, să înțeleagă viața lor, problemele lor. Și se spune despre el că mergea adesea deghizat pentru și se amesteca prin popor. Odată, șahul Abis s-a îmbrăcat în niște haine sărăcăcioase și s-a dus undeva la niște băi publice. Și acolo a mers să vorbească cu cel care încălzea apa. Pe la ceasul amiezii, regele a scos mâncarea sa sărăcăcioasă și a împărțit-o cu fochistul de acolo. Tot așa mergea zi de zi și cei doi s-au împrietenit. Și după câteva zile, regele i-a spus cine este. Și aștepta ca omul acela care lucra la băile publice să-i ceară vreo favoare, căci era rege. Dar omul nu numai că nu i-a cerut nicio favoare, ci s-a uitat cu dragoste la regele Abis și i-a spus: O rege, tu ți-ai părăsit palatul și ai venit să stai cu mine în acest loc întunecos. Tu ți-ai împărțit mâncarea ta cu mine și ți-a păsat dacă eram trist sau fericit. Poate că altora le-ai dat daruri scumpe, dar pentru mine tu te-ai dat pe tine însuți, iar dacă ar fi să-ți cer un lucru, acela ar fi ca tu să nu iei niciodată prietenia ta de la mine. Iar dacă ar fi să-ți cer un lucru, acela ar fi ca tu să nu iei niciodată prietenia ta de la mine. Ce lucru minunat să te bucuri de prietenia regelui, să te bucuri de prietenia regelui regilor, de prietenia lui Iisus. Nichifor Crainic are o poezie foarte frumoasă, Iisus prin grâu, vă citesc doar două strofe din această poezie, unde spune așa: prin grâul copt, pe unde aleargă șerpuitoarea mea cărare, ce scapătă de parte în aur de glorioasa înserare, mi s-a părut că treci, Iisuse, precum treceai în vremea aceea, gustând în mers prietenia pescarilor din Galileea. Iisus a gustat prietenia pescarilor din Galileea. Iisus Hristos gustă prietenia cu noi oamenii. V-ați gândit cât de important este acest lucru? Suntem astăzi în era Facebook, unde oamenii cer prietenie, li se oferă prietenie. Dacă ne-am imagina un fel de Facebook spiritual, în care am avea o adresă fiecare, e important să vedem câtă atenție acordăm prieteniei pe care Iisus ne-o cere și cât de mult cultivăm această prietenie. Sfântul Apostol Paul
În scrisoarea către Filipeni are un imn cristologic, un text de o mare profunzime. Ascultați acest text. El vorbește despre Hristos care, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine luând firea sclavului, devenind asemănător oamenilor, iar după felul lui de a fi, a fost socotit ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. Trei lucruri sunt de observat la acest text. Spune așa Apostolul Paul: Hristos nu a considerat un beneficiu propriu egalitatea sa cu Dumnezeu. Termenul acesta de beneficiu poate fi tradus și prin ideea de prădare sau răpire sau lucru luat prin violență. Vă aduceți aminte de Adam? Ce a voit Adam în paradisul, în grădina Edenului? A voit să fie egal cu Dumnezeu. A voit să fure și a furat o prerogativă a lui Dumnezeu. Și vă aduceți aminte că pentru aceasta a plătit cu moartea. Hristos procedează invers, deși era din fire Dumnezeu, la un moment dat decide să se despoaie de sine însuși. Verbul acesta grecesc, keno, înseamnă a goli, a deșerta. Asta înseamnă că atunci când Hristos devine om, El a renunțat la manifestarea în exterior a gloriei care îi era propriu și acceptă pentru sine un fel de degradare treptată. De la Dumnezeu, la om, la sclav și la moartea pe cruce. Este ceea ce se numește adesea în limbajul tehnic kenoza. Este acest mister al umilinței pe care Hristos și-o asumă atunci când se întrupează și când vine să fie unul dintre noi, unul ca noi, egalul nostru. Se putea oare coborî mai jos de atât? Acesta este misterul venirii lui Hristos în lume. Hristos vine aici, în prăpastia în care noi am ajuns, pentru ca să ne poată ajuta să ne ridicăm la demnitatea pe care Dumnezeu a gândit-o pentru noi de la începuturi. Am găsit undeva un fel de parabolă, are și o tentă ușor umoristică, dar ilustrează un mare adevăr. Iată ce spune această parabolă. Un om a căzut odată într-o groapă. A trecut pe acolo un subiectiv, un om subiectiv, și a zis: oh, mă doare pentru tine. A trecut pe acolo un om obiectiv și a zis: e logic ca să cadă oameni prin gropi. A trecut pe acolo un farizeu care a zis: numai oamenii răi cad în groapă. A trecut pe acolo un matematician care a început să facă niște calcule despre probabilitatea ca cineva să cadă într-o groapă. A trecut pe acolo un reporter și i-a cerut cu lux de amănunte să povestească cum s-a întâmplat totul. A trecut pe acolo un fundamentalist care i-a zis: îți meriți groapa. A trecut inspectorul cu impozitele și l-a întrebat dacă plătește impozit pe groapă. A venit un plângăcios și a zis: o, stai să vezi în ce groapă am căzut eu. A trecut un optimist și a zis: putea fi mai rău. A trecut un pesimist și a zis: stai să vezi ce o să ți se mai întâmple. A venit în cel din urmă Hristos, a văzut omul în groapă, s-a coborât la el, l-a prins de mână și l-a scos afară. Aceasta este o parabolă despre noi și despre Dumnezeu.
Este o parabolă despre condiția în care a ajuns omul prin păcat și despre lucrarea minunată pe care Dumnezeu a rânduit-o prin Iisus Hristos. Iisus este Cel care ne scoate din groapa în care am căzut. Iisus este Cel care ne întinde mâna și ne arată calea pe care trebuie să mergem. Iisus s-a făcut om pentru ca să ne înalțe și să ne redea demnitatea pe care Dumnezeu a gândit-o pentru noi de la începutul. Le spunea Apostolul Paul Filipenilor, Hristos s-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte și încă moartea pe cruce. Despre misterul morții pe crucea lui Iisus, medităm în toate cele 40 de zile ale postului mare, în care privim la această minunată lucrare de mântuire prin sacrificiul crucii, prin sânge. De fapt, întreaga viață a lui Iisus, de la început până la sfârșit, a fost orientată spre pătimirea sa. Și multe evenimente care s-au petrecut în viața lui Iisus, în realitate au anunțat viitoarea sa pătimire. Fie că e vorba de amenințarea vieții pruncului nou născut, fie că e vorba despre diferitele tentative de a-L aresta pe Iisus în timpul activității sale publice, fie de precipitarea evenimentelor în preajma Paștelui din anul 30 al erei creștine, vorbind de anul morții răstignirii lui Iisus, toate aceste lucruri ne arată că viața lui Iisus a fost de la început orientată spre pătimirea sa. Și mai important să înțelegem un lucru. Întreaga activitate a lui Iisus a fost de la început sub semnul observației. Oamenii l-au văzut, l-au ascultat, s-au simțit interpelați și s-au simțit judecați. Oare cum vor reacționa? Sfântul Irineu spunea despre Iisus că ne-a adus orice noutate aducându-se pe sine însuși. Contemporanii lui Iisus au observat noutatea pe care Iisus a adus-o. Și cei care se țin cu toate forțele de lumea veche nemântuită au reacționat și reacționează la noutatea lui Hristos. Oare cum vor reacționa? În momentul în care mulțimea va ajunge în Ghetsemane, Iisus le va spune, ați ieșit cu săbii și ciomege ca împotriva unui tâlhar. Când eram cu voi zi de zi în templu, nu ați pus mâinile pe mine, dar acesta este ceasul vostru și puterea întunericului. Despre ceasul răului și despre puterea întunericului vom medita, mai ales începând de miercurea viitoare. Pentru miercurea viitoare eu voi propune o temă care a stârnit și stârnește și astăzi controverse și neînțelegeri. E vorba despre misterul trădării lui Iuda. Dar nu acesta este ultimul gând cu care vreau să termin meditația din seara aceasta, ci închei cu un cuvânt atribuit poetesei Safo, o poetesă din Grecia antică. Safo a spus așa, dacă zeii ar suferi împreună cu noi, ei ar fi vrednici de încrederea noastră. Această aspirație a sufletului omenesc din totdeauna de a-L simți pe Dumnezeu aproape de noi și mai ales în suferință, a devenit realitate în persoana lui Iisus Hristos. Iisus e Dumnezeu și a suferit împreună cu noi și pentru noi. Apreciezi tu cu adevărat această lucrare minunată? Și mai ales înțelegi acum care este diferența?